știu exact ce face. Asta e o chestie, dar care mai bine nu mă interesează. Și acum ar trebui să urcăm înapoi. Hey, doggy. Cum ai zis că te cheam? Salutare și bine ați venit la un nou episod din Fallout 4. Înainte să începem, să apăsați butonul de like dacă vă place această serie și vreți să mai facem episoade. Rămăsesem aici cu Gigica și cu oțelul lui Aripioară în Concord, după ce a ajutat să-i facă cei oameni. Și ar trebui să ies din șmecheria asta. Și uitați că am ieșit. Și noi acum avem o nouă aventură de făcut. Să intrăm pe map și noi ar trebui să ajungem aici, în Diamond City. Și ar trebui să vedem pe unde trebuie să o luăm. Ar trebui să mergem la... ce chestii avem pe aici? Suntem la inventory, weapons. Să vedem ce arme avem. Să vedem. Putem folosi minigun-ul. Oh, mama mia! Oh, mama mia! Dar nu cred că o să folosesc minigun-ul, că e prea... E cam badass, e foarte badass, dar... Haideți să vedem pe unde ar trebui să o luăm. Să văd dacă o iau bine pe aici. Trebuie să ajungem în Diamond City, da? Ok, n-am luat-o bine. Ba nu. Cred că o să iau și o să... Nu. Mă uitată pe hartă mai clar, mai precis. Trebuie să mă întorc eu pe aici. Pe aici ar trebui să o ia. Hai, Cuțu, cu mine. Cuțu. Hai, Daripiora, vină cu mine. Hai cu tati. Ok, deci jos aici apul ăsta. Cred că este stamina noastră, cu siguranță. Dacă o luăm bine. Hai că o luăm bine. Și am obosit. Lăsăm puțin să se încarce stamina lui. Ce bă aici? De aici e și chestia aia nasoală. A, da, și în episodul trecut am mai murit și eu de aia. O chestioară de aia. Concord Civic Access. Ok, nu știu dacă exact dacă pe aici ar trebui să o luăm, dar să vedem ce este dincolo de ușă. Sper să evoluăm și noi puțin în joc, adică să nu rămânem pe loc aici în Concord. Unde ești, cățelul meu? Cățelul! Săracul cățel, a fost atacat. Au apărut iar chestii de alea scârboase. Ia. Fuck, muriți, mă. Duceți-vă, mă, la mama voastră și vă mai întoarceți. Hai, cățelul, dă-le, dă-le, măi, Aripioară, mama voastră de șobolan scârboș. Văd tata vă acum și vă satură pe toți. Cred că i-am săturat, nu? Ok, să mergem mai departe. Hai, cățelul, cu mine. În calitate de cățel, bravo, îmi place de el, este foarte, foarte activ. Cred că în betonul ăsta n-ar trebui să mai apară chestii de alea scârboase. Și cred că pe aici ar trebui noi să mergem, nu? Cred că am făcut treabă bună că am luat-o pe aici. What the fuck? Mă, bă, Gică, Sugar Bumps. Ok, hai să mergem pe aici. Du-te, mă, muscațețe în cursă, plec degeaba, scârboșenia naibii. Băi, Cuțu. Ai văzut cum a atacat scârboșenia asta? Ce, n-ai făcut nimic? Bă, dar du-te, mă! Ce-s cu toate rahaturile astea? Ah, mă atacă, Cuțu, mănâncă-l! Uă, ce ești, bă? Ok, stop! Stop că se vede că... V-ați cam luat lumea în cap. Ți-ai cam luat lumea în cap, bă, jigodie. Uite-o tata ție acum. Du-te, bă, de aici, mă! Băi, nebunule, te pui tu cu mine, mă? Pe când ți-o dau un minigun de ăsta, încam te-am nenorocit, bă, nebunule. Șmecherie, te-ai dat tu mare, bă, la mine, mă? Nebunule. Ok, deci am luat-o bine, am făcut bine că am intrat acolo. Eu acolo am intrat doar așa, din curiozitate, dar acum se pare că am făcut bine că am intrat. Și ne-a dus pe un canalizare pe acolo, că noi suntem băieții de canalizare. Suntem aia care scoat fecalele din canal. Ok, îmi pare bine că cățelul nostru Aripioară ne ajută și ne lasă la greu. Atacă tot felul de scârboșenii. Din câte știu eu, cățelul nu poate să moară și asta e de bine. Ok. Ne uităm puțin pe map. Hai să luăm pistolul ăsta. Avem două pistole. Hai să folosim pistolul ăsta. Nu vreau să folosim miniganul, că, nu știu, poate pe departe o să mă ajute mai mult. Pot să fac? Ce pot să fac? Nu știu ce am trebuit. Hai să mergem într-o parte. Nu știu, ca să ne dăm seama exact pe unde suntem. Da, aici n-am ajuns la muzeul ăla.
Păi am uitat degeaba pe acolo. Nu, ia să vedem noi unde ar trebui să mergem. Să vedem dacă luăm bine pe aici, să intrăm puțin iar în mapă. A, am luat-o foarte bine. Ok, și ar trebui să luăm pacea să începem o nouă aventură. Haide, cățelul aripioară împreună cu mine. Bă, dar nu mai obosi atâta. Hai să ne găsim o melodie de plimbare. Nu știu ce melodie ar fi foarte drăguță pentru plimbare. Haide, cățelul meu, haiduc. Te pe aici n-am venit? Nu, n-am venit pe aici. Ok. Se au niște focuri de armă, să mi se pare mie, ok, am luat-o bine. Hai că nu e așa de mult până acolo. Haide, cățelul meu, vino cu ace. Sper că nu o să mai sară cărboșenii de aia din pământ, dar asta este, așa este jocul. Nu este chiar un survival. Bine, jocul este considerat survival, dar nu este un survival de la acela veritabil, cum e The Forest sau Stranded Deep, în care trebuie să supraviețuiești, să mănânci, că altfel mori și chestii astea. Este doar un... Uite, oameni. Măi, mutantule. Ăla are un iac. Mă, vreau să vorbesc cu tine. Tu, pe tine te cheamă Trashcant Carla. Trashcant Carla, de ce ai un iac tu pe tine? Sau ce e asta? Porc, mistreț, ce e asta? Un porc supra-dimensional. Mamă, ce vacă ai, doamne. Mamă, băie, de-aia cu două capete, un bivol de la. Bă, da, nu mă interesează, sincer. Nu, bă, poate mă mănânc astea, bă. Ok. La această răscruce de drum, mereu apăs pe... La această răscruce de drum, ar trebui să o luăm pe aici. Ok. Și mergem mai departe. Tornero, tornero, mergem după metro. Ok. Bă, nu știu exact ce zice. A, uite aici, oameni. Măi, oamenilor, nu mă atacați. Aolu! Ok, ok, ok. Vreau să vorbesc cu voi. Ok, ar trebui să vorbim. Două secunde să intrăm puțin în setări. La gameplay, cred. Și... Vibration, control... Nu știu exact unde este traducerea, subtitrarea. La display este oare? Show, genul subtitrelor. Ok, subtitles. Ok. Și acum să vedem și noi ce zic ăștia. Ok, dar nu vreau să mă mor, dau și un quick save, să vedem să nu ne dea ăștia. Ok. Trudy. Ok. Fiecare cu problema lui. Dar tot văd că nu mi-arată subtitrarea. Să mai trebuie o dată la display. General subtitles, dialog subtitles, ok. Da, activasem doar la doar subtitrarea aceea generală, dar asta dintre ei nu o să activasem. Nu știu ce ar putea să fie ei, mai aripioară astea cuvinte, nu-i mânca, nu-i mânca, sunt de ei noștri, cred, nu știu, o să vedem dacă o trească să ne pușcăm cu, noi, cu ei sau nu. Să vedem în cele ce urmează. Ah, n-am fost atent. Ah, îmi zice numele acolo, foarte drăguț. Ok. Wolf Gang. Ceva, cred că sunt ceva vreo rezistență sau ceva de genul. Ok. Dar deci nu trebuie neapărat să intrăm în canal acolo. Scumbag, nu vreau să zic că e scumbag. Ok, ar trebui să ne punem bine cu ei, nu știu acum dacă o să ne ajute sau ceva, dar probabil că dacă îi supărăm, cred că o să ne împuște, dar nu știu, nu ne dorim chestia asta. Ok, haide că am făcut bine, că am... Probabil că ei vor să-i omoare pe tipii dinăuntru, din ce aici înăuntru. Și merge... Stai că tati cu minte. Ce s-a întâmplat? Cățelul a găsit ceva. Ce tati, ce ai găsit? Ce ai văzut? O mâță ceva? Lasă-le că-s de-alea canibale. Uite, vin la tine încet. Nu mă lua la bătaie, te rog. Vreau doar să vorbim. Ok? Hai să venim cu Trudy. Ei, ea și cu tipul ăsta de jos de aici, probabil că sunt cei care... Steampack. Nu! Mă, nu mă bate mamaie, mamaie! Ce mamaie rea! Nu! M-a omorât. Fuck, ce mamaie rea! A, le-am furat Steampack-ul și chestiile alea și cred că de asta a început să ne atace.
Mamă, ce bă asta? Bă, ce mai aia? În orice caz, n-aș vrea să... Ok. Mă voi duce iar înăuntru. Mă voi duce înăuntru. Și nu le fur. Stai, eu cred că am Steampack-uri, nu? Adică, așa cred. Steampack am două. Ok. Vreau doar să vorbim mamaia Trudy. Te rog frumos, ai față de canibală. Tu și cu nepotul ăla nebun. Ați început să trageți mine, că eu doar... Na, nu vă fur nimic, stai cu minte. Oh, chill. Hai să vedem, să întrebăm ce s-a întâmplat, să ne explice ea cât de cât acolo, că noi suntem niște băgăcioși de aia, deci nu știu ce ar trebui noi să ne băgăm în toate conflictele astea, dar probabil că sunt părți ale jocului, niște mici misiuni, nu știu. Yes. Ok, deci hai să-i ajutăm. Să-i ajutăm, cred că să-i împuște pe tipul aia, nu o să fie mare șmecherie. Dă-te, mă! Lasă-mă să mă împuși cu ăștia. Dog! Cățelul! Patrick! Dă-te, mă, Patrick! Vezi acum ce omor le dă măstura. Wolfgang, haide! Mamă, dar ce vreau face arma asta, bă! Nici nu poți să tragi cu ea ca lumea. Simeone, vină cu acela tata să te împuși. Mă, dar, băi, dar voi nu știți, mă, să faceți treabă ca lumea, mă, mâncați așa. Unde-s, mă, aia? Uite-l. Băi, pe bune, nici armă nu mai am. Băi, frate, bă. Cât HP mai am? Trebuie să bag un Steam Pack și trebuie să mergem la Weapons. Și trebuie să-i potorim puțin cu miniganul. Nu! Ah, am băgat și Steam Pack-ul degeaba, bă! Bă, dar ce-s brutal rău de tot, mă, eu cer să vorbesc cu ei, să mă împac cu ei. Ce mă asta? Nu ca cola. A, chestia asta e bună pentru... pentru viață. A, păi vă dă tata voi acum. Iar trebuie să vorbesc cu asta, bă, dar m-am plictisit. Ah, bine, ok. Nu mai vreau să mă cu tine. Opa! Mamă, ce... bă, ce s-a ăsta? What's going on? Iar o întrebăm ce s-a întâmplat. Nu mai stai, mă, cu pistolul în ea, mă, cu ce compușcăm. Ok, da, am înțeles. Da, ok, ok. Drăguț. Și acum ea răspunde yes. O să o ajutăm. Și o să înceapă aia să ne împuște. Dar nu înțeleg cum au auzit aia că... Ho, oh, mamă, ce headshot i-a dat. Mamă. Vreau să mai mor iar. Cum arunca cu grenad, cu astea? Am uitat cum arunc cu chestiile alea. De pe Q parcă, nu? Nu, bă, nu! Oh, cum dau? Return! Return! Q! Accept. Mai vreau o dată, încă o dată. Jap, 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 jap. Una. Haide, mă, dai pe lângă, dar prost ești. Ok, să intrăm puțin în inventory. Am uitat cum se aruncă cu chestiile astea. Deși cred că o să iau minigun-ul. Și mergem așa încet. Kill, a murit. Gata, ai mort. Ha 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 ha, nebunule, ai murit. Nu ai cum să te pui cu mine și cu cățelul meu. Nebunule, te pui tu cu noi? Ha ha ha. Na, mă, să vedem ce putem rândi la el. Hai. What? Era o femeie? Bă, periculoasă te-s, mă. Ok, și l-a murit undeva. Uite aici. Luăm tot ce putem. Bine, acum să vedem să nu ne umplem inventorii de tot felul de chestii de-astea. Bă, am... Să vedem care este cea mai bună. Cum dădeam drop? R. R. Trebuie să iau ceva care să fie rezistent. Până acum ăsta ar fi. A, nu, asta e altceva. Punem o mască.
Până la picior. Și la celălalt picior. Sau dacă am pune în costumul ăsta. Costumul ăsta nu știu exact. Dar mai puțin armură decât restul. Mai bine pune și eu. Fac așa. Fac o armuriță de asta așa. Metal. De ar. Nu. Fără asta. Punem acolo. Se spune și pe picior. Acolo. Și cred că așa ar fi, nu? Și-am marcat costumul ăla. Uitați-vă cum arăt. Ha, ce fashion sunt. Volt swim. Da, e ok. Ar trebui să-mi pun un steam pack. Așa vedem, să intrăm la Ed și ne băgăm un... Fac două steam pack-uri. Așa, injectează-te. Ok. Bun. Și acum, i-am ajutat pe netremnici ăștia. Și acum probabil că trebuie să mergem mai departe. Dai steam pack acum? Pă, nu dai steam pack, ok. Hai că nu vreau să mă încerc cu voi, am plecat. Pa, o zi bună și vouă în continuare. Și mergem mai departe spre căutarea acelui Diamond City. Să vedem dacă am luat-o bine pe drumul bun. Am pierdut prea mult timp cu ăștia. Gata, nu mai opresc să mai ajut pe nimeni. Poate este ceva de din asta. N-a ieșit nimic. Hopa, țupa, hopa, țupa. Ah, bă, dar repede obosesc, mă. Bă, dar eu țin pistolul ăsta degeaba, mă, că n-are gloanțe. Weapons. O să folosesc ăsta, că e destul de automat, dar mă nervează că trage de... Nu, nu pe acolo, cuțul. Nu face. Nu vreau pe acolo, că acolo sigur o să sară ceva pe noi. Ma, da. Da, stai că noi n-avem de-alea. N-avem pantaloni pe noi. Inventory. Să vedem. Ia să vedem. Nu, bă, ce faci, mă? Am luat roche pe noi, ce naiba. Să vedem drop. Așa. Ok, hai că folosesc. Asta nici nu-mi trebuie. O să stau cu astea și am masca de aia pe față, drăguț din partea mea. Hai să vedem dacă am luat-o pe drumul bun. Am tot ceva cu mapa aia, să nu greșesc drumul. Trebuie să luăm pe aici înainte. Haide, cuțu, vină încoace. Ia uite-l, ce drăguț. Trebuie să duc la curse de alea de câini, că e bun, e destul de tare, băiatul. Ce scrie aici? Witched shipping. Na, ok. Aici un tir, n-am putea să merge cu tirul, bă, că ar fi mai ușor. La ce tir de la, bă? Opa. Haide. Mă, dar repede obosești, mă, tată, mă. A trebuit să stăm pe loc ca să te odihnești. Dacă fac pauză, tu ce faci? Să odihnești? Nu te odihnești, de să stau așa degeaba pe aici. Hai să mergem puțin, mai admirăm puțin peisajul. Foarte, foarte drăguț. Aș vrea să vină vacanța aici, dacă se poate. Este foarte, foarte frumos. Uitați-vă. Ziceți voi, dar n-ați vrea să veniți aici în vacanță, v-ați distra puțin. Ok. Asta o fi Diamond City, dar nu cred. Mai degrabă arată... Bă, dar mi-e rău în bolă să apăs pe butonul ăla. Mai degrabă arată... Mamă, bă, tată, dar mult avem, mă, noi până acolo. Și hai să nu ne abatem de la drum, ar trebui să mergem tot înainte. O să mai dăm noi de tot felul de chestii de-astea, de misiuni de-astea micuțe, în care să omorâm, să ajutăm, cum a fost și în Black Trudy acolo, să o ajutăm să scape de aia. Bă, dar ce tata asta, mă, mâncați, și că e cui de șobolani. Ok, mai fugim puțin. Aș vrea mașină, mă, ce m-aș prima cu mașinuța de-asta. Ok. Dog. Dog. Te cheamă doar Dog. Dar nu, eu nu o să spun ție Dog, pentru că nu te cheamă Dog, te cheamă Aripioară. Haide, Aripioară, cu tati la drum. Ok, altă mașină, bă, da. Ok. Bă, da, repede obosești. Am dat pe drumul bun. Hai că nu mai avem așa de mult. Aici ar fi fost un oraș aici. Dacă sunt așa de multe străzi și chestii de-astea, cam un oraș ar fi trebuit. Nu știu exact ce oraș, dar o să aflăm probabil în continuare. Să mergem în acel Diamond City. Orașul de diamant, probabil, sau orașul diamant, nu știu exact. Să vedem ce ar trebui să facem acolo. Military Start Fire Support. What? Ce ar trebui să fac? Mamă, văd ceva acolo. Ce e aia? To Cambridge Police Station? Oh, ce ar trebui să fie aia? Am văzut ceva că se mișcă pe acolo. Ok, trebuie să fim ochii în patru. Probabil că o să... ce e acolo? Cuțu, fii pe fază, fii atent. A început jocul horror deja. Fii foarte pe fază, cuțu, să vedem ce se va întâmpla. Ce chestia aia de acolo? Ok. Te pare că...
Bă, cuțu, bă, nu mă speria. Nu știu exact unde suntem noi aici, dar... No. Ar trebui să... din câte am văzut... Yes. Aș putea să pun acel semnal radio spre Diamond City și... Opa, e ceva acolo. Acum nu știu dacă să mă duc acolo, chiar nu știu dacă ne vor ataca chestiile alea, dar eu zic să nu mergem acolo pentru că e, nu știu, cam periculos să mergem acolo. Aici ni se tot spune, niște chestii, dar hai zis că trebuie să mergem la stația de poliție. Să vedem unde exact unde e stația de poliție. Mai mai jos pe chestia asta verde. Cred că e aici. Hai să mergem până acolo, să vedem... aici. Una dintre clădirile astea pe aici ar trebui să fie stația de poliție. Cambridge Police Station, da. Ni s-a spus și nouă să mergem la Cambridge Police Station asta. Bă, dar odihnește-te, bă, odată. Haide și tu, Apocalipsa, tu ce faci? Stai aici, să murim aici. Ok, asta de unde se aud? College. Oh, Doamne! Oh, Doamne! Fugi, du-te, bă! Du-te, bă! Du-te, bă! Du-te, bă! Dar încarcă, bă, mai repede, bă! Bă! Pauză. Oh, mamă, ăla o să-mi dea una acum de o să mă nenorocească ăla. Ok. Gâtul măsii cu armele măsii, Doamne! Ok, și acum o să-mi luăm de-al ăsta. Du-te! 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 Bă, dar tu, bă, o să murim aici în morții ei de treabă. Nu ești în stare să tragi cu o armă. Nu mai avem gloanțe pe arme, Doamne. Bă, dar duceți-vă în mama voastră, bă, dar mulți sunteți, bă, tată, bă. Fugi, mă, tati, bă. Fugi. Doamne. Să mergem în Police Station, nu știu exact unde este Police Station, nu, dar... Police Station, uitați-l aici, Doamne ajută. Am ajuns. Am ajuns. Doamne ajută. Assist the soldiers. Ok. Du-te, măta, de aici. Urâtanie, stați. Stați, nu se mai poate așa ceva. Nu mai avem gloanțe? Fuck. Deci noi o să murim aici în aceste situații. Deci nu, eu nu pot să-mi dau seama. Deci ne-a atacat jegoșile. Du-te, mă, de aici. Du-te, pe bune, fix la mine a venit să mă atace și avea și aia cu Steam Pack-urile lângă mine. Fuck, e a treia oră când mor în episodul ăsta, dar asta este, mă scuzați. N-am dat nici quick save, bă, dar fraier să mă... Trebuie să fiu mai atent la quick save-urile alea, să le dau mai des, că deja e prea periculos jocul ăsta. Ne atacă tot felul de jigodii și chestii scârboase. Deci nu trebuie să mai stau să mai trag în ei, nu mai consumi toate gloanțele pe ei. De acum fug, trebuie să ajung acolo în Police Station și să-mi iau și eu Steam Pack-uri și să vedem mai exact. What? A, pe bune. Băi, nu și-a dat save. Fuck. A, ar trebui să o iau iar de la capăt de aici? Mamă, bă. Bă, dar jocul ăsta e stresant rău de tot chestiile astea. Iar trebuie să mergem noi până acolo și chestii. Ok, oameni buni, deci eu o să continui jocul de aici și tot în acest episod o să fac o continuare de acolo când o să ajung în Police Station. Dă-mi yes. Ok, oameni buni, deci eu problemă la jocul ăsta pentru că are butonul de quick save exact pe butonul pe care registrez eu și asta e nasol. Așa am făcut un quick save când veneam pe drum, am plecat iar spre orașul ăla cu zombalăi ăia, iar m-am pușcat cu ăia pe acolo, hai bă și tu mai repede încarcă-te că nu mă interesează bancul tău de probe. Ok, și a trebuit să mergem, să trecem iar pe lângă chestia asta și mi-am dat seama că este mult mai bun toporul ăsta decât tot felul de arme de-astea gloanțe. Deci dacă îi dai un de-asta, bam, l-ai nenorocit pe un zombalău de ăla. Deci credeți-mă că este foarte bun. Deci dacă o să vină o rata cu Apocalipsa, nu umblați cu pistoale și chestii la voi. Mergeți cu un satâr de-asta după voi și ați rezolvat toată treaba. Dacă îi dați un de-asta în cap, l-ați rezolvat. Ok. Și nu știu dacă am activat
sunt pe Diamond City Radio, așa, pe Diamond City Radio. Acum am dat și-o seama că este bună chestia asta cu radio, o să mă îndrume către oraș. Și acum trebuie să repornim din nou acest Military Frequency AF-95 și să ne îndrume iar către secția de poliție. Și acum să mergem puțin, încerc n-o să alergăm pe aici, ca să putem să luăm puțină stamină când o să ajungem în zona aia cu zombii, să nu stăm să mergem pe lângă ei, să fugim direct. Și acum trebuie să mergem acolo, în zona aia, și dacă o să mai vină zombii către noi, să vedem, să văd ce gloanțe mai am exact. Nu știu dacă mai am... da, nu mai am gloanțe. Nu știu exact cum se arunca cu alea, să-mi văd să dau chestii de-astea cu molotov. Left. Super tare. Bun, deci le-am setate. Deci când o să vină aia o să le dăm foc. Bun, și acum o să merg puțin încet pe aici. Să mergem încet pe aici. Uitați zombie. Uitați-i. Încet, 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 încet. Și acum fugim. Vina, fugi. Și acum... sunt zombii prin zona asta și va trebui să fugim. Fugi, lăsăm puțin aici. Du-te, lasă-mă. Trebuie să mai fugim puțin și ajungem la Cambridge Police Station. Și am ajuns. Acum îi dăm un satâr de ăsta în cap. Și trebuie să mergem exact la chestia asta aici. Și să luăm un steam pack și punem puțină pauză. Câtă viață avem? Mamă, avem puțină viață. Și acum intrăm repede în aid și băgăm un steam pack, chiar două steam pack-uri. Și acum îi dăm ăsta una în gură. Băi, du-te de aici, mă, du-te în măta. Scuze, bă, n-am vrut. Bă, băgați-ai. Dă-te, mă, du-te, mă. Mă, dacă îți dau una, du-te, mă, de aici, mă, tăiați-ași vena, tă, să o tai. Du-te, bă. Domnule paladin, sunteți în regulă? Haideți să-i nenorocim, băgați, ai sârmă, na, să-ți bagi. Du-te de aici, du-te de aici. Mai sunt, domnule paladin, mai sunt? Mai băgăm un steam pack. Ok, dar n-avem gloanțe și chestii? Domnule. Uita, du-te. Mamă, dacă îți dau un satâr de ăsta în cap, te-ai nenoroc. Ia uite, așa se face treaba, măi, băieți, cu satârul, măi, cu satârul. Cu doi cu satâr în gură, băgați așurmă, nas. Nu, iar m-am omorât, nu pot să crești, n-am dat nici quick save. Fuck, chiar trebuie să încep de acolo. Jocul ăsta e incredibil. Nu știu dacă o să mai joc vreodată. Bă, deci e genial, bă, deci nu pot să cred. N-am nici gloanțe și trebuie să și mă omor cu ăștia cu satâr. Deci se pare că cu satâr nu merge, că sunt prea mulți. Fuck. Ok, oameni buni, deci cam acesta a fost episodul ăsta din Fallout. Nu cred că mai am răbdare să mai joc. Deja nu mai, am cedat. Deci nu știu exact ce ar trebui să fac, pentru că este prea, prea hard. Și ne vedem la videoclipul următor. Să că v-a plăcut, să dați like. Chiar dacă n-a fost episodul ăsta foarte, foarte tare, n-am făcut eu niște chestii foarte interesante. Dar le dăm lui mama lor de zombale, nenorocind data viitoare. Deci până la videoclipul următor, pa, pa!